Înălțatu-te-ai într-o slavă, Hristoase Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicilor cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Prin aceste cuvinte, Biserica ne descoperă esența sărbătorii pe care o avem azi, cea a înălțării Mântuitorului Hristos la cer. Sunt Andrei Rusu, preot la Biserica Sfântul Mare Mucenic Dumitru din Chișinău. Înălțarea Domnului este prăznuită la 40 de zile de la învierea sa. Fiul lui Dumnezeu, devenind om, nu părăsește tronul ceresc, el fiind neîncetat împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, pentru că Domnul nu s-a depărtat de cer când s-a pogorât pentru a veni la noi, înălțarea sa nu înseamnă ridicarea dumnezeirii sale la ceruri, ci așezarea firii omenești pe tronul dumnezeirii. În cele ce urmează, haideți să lecturăm împreună textul Sfintei Evangheliei, în care e relatat evenimentul înălțării Domnului la cer. E de la Evanghelistul Luca, capitolul al 24-lea, versetele de la 36 la 53. Și acestea grăind ei, și însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Iar ei, spăimântându-se și înfricoșându-se, le se părea că văd un duh. Și a zis lor, ce sunteți tulburați și pentru ce se suie gânduri în inimile voastre? Vedeți mâinile și picioarele mele, că însumi eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți că Duhul nu are carne și oase, precum mă vedeți pe mine având. Și acestea, zicând, le-a arătat mâinile și picioarele. Și încă necrezând ei de bucurie și mirându-se, le-a zis, aveți ceva de mâncare aici? Iar ei au dat lui o parte de pește fript și dintr-o fagure de miere. Și luând, înaintea lor a mâncat și a zis lor, acestea sunt cuvintele care am grăit către voi, încă fiind cu voi, că trebuie a se plini toate cele scrise în legea lui Moise și în proroci și în psalmi pentru mine. Atunci le-a deschis mintea lor ca să înțeleagă scripturile și a zis lor că așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și a treia zi să învieze din morți și să se propovăduiască într-un numele lui pocăința și iertarea păcatelor în toate neamurile, începând de la Ierusalim. Iar voi sunteți mărturii acestora. Și iată, eu trimit făgăduința Tatălui meu întru voi, iar voi ședeți în cetatea Ierusalimului până când vă veți îmbrăca cu putere de sus. Și i-a scos pe ei afară până în Betania și ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat pe ei. Și a fost când i-a binecuvântat pe ei, s-a depărtat de la dânsii și se înălța la cer. Iar ei, închinându-i se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau în toată vremea în biserică, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin. Hristos s-a înălțat la cer cu firea sa omenească, iar aceasta înseamnă ridicarea firii umane la slava divină. Sfântul Ioan Hrizostom spune că prin înălțarea lui Hristos, firea noastră umană a trecut mai presus de îngeri, s-a înălțat peste arhangheli, peste heruvim și serafim și nu s-a oprit până ce a șezut pe tronul lui Dumnezeu. Trupul pe care Hristos l-a luat din Fecioara Maria a fost asumat nu pentru o vreme, ci pentru veșnicie. Acest lucru se vede nu doar din învierea sa, ci și din înălțarea sa la cer. Mai mult, îngerii prezenți la înălțarea Domnului le vestește celor prezenți că după cum Hristos a urcat la ceruri, la fel se va și coborâ,
Citim în Faptele Apostolilor următoarele cuvinte ale îngerilor. Acest Iisus care s-a înălțat de la voi la cer, așa va și veni, precum l-ați văzut mergând la cer. Aceste cuvinte ale îngerilor se referă la cea de-a doua venire într-o slavă a lui Hristos, atunci când va avea loc judecata universală. Și atunci se va arăta cu trupul omenesc de plin îndumnezeit, ceea ce ne descoperă că Hristos rămâne Dumnezeu om în veac. Potrivit Sfinților Părinți, Mântuitorul s-a înălțat cu trupul omenesc care purta semnele răstignirei, semnele suliței și ale cuielor. El putea să le vindece, însă alege să le păstreze pentru a ne arăta cât de mare a fost dragostea sa pentru noi și să alergăm la el la vreme de ispită. Sfântul Grigore Palama spune că acum nu ne mai tragem numai din primul om, adică din omul pământesc, ci și din cel de-al doilea om, adică din Domnul Cerului. Și după cum Dumnezeu este ceresc și noi trebuie să ne facem cerești, dar pentru a îmbrăca chipul ceresc e nevoie de lepădarea plăcerilor trecătoare. Sfântul Nicodim Aghioritul mărturisește că Ilie a fost înălțat numai după ce și-a lepădat mantia, semn al lepădării celor trecătoare. Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea sa din creație, pentru că el continuă să fie prezent și lucrător prin Sfântul Duh. Prin înălțare, trupul Mântuitorului este deplin îndumnezeit, încât nu se mai arată vizibil, ci se sălășluiește nevăzut în cei ce cred în el. Duhul Sfânt, cel prin care Hristos este neîncetat prezent în noi, este trimis după înălțarea Domnului pentru a ne descoperi că Duhul Sfânt ne dăruiește o viață cerească și nu una lumească. Prin Duhul Sfânt, promis apostolilor de către Mântuitorul și primit de aceștia în ziua cincizecimii, toate în lume se sfințesc, adică devin bune și pline de har, dacă ne angajăm să trăim și noi prin harul Duhului Sfânt. Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat Hristos.